Vlad Cazino îți aduce o enciclopedie de comedie. Special Dan Frânculescu. Nu cred! Nu cred! Băi, ești nebun. Să mergem la Alifi. Stand-up Revolution, mă, Stand-up Revolution. Deși m-am uitat și... lovitură de stat, ne-a spune chiar Revolution, așa. Vio, îmi place că te-ai îmbrăcat în Joker. Okay. Că măcar așa. Oh, no. S-a părut foarte tare la tine, Dane. Pare că ești un omuleț de Lego pus din greșeală în cutia cu omuleț de la Playmobil. Dar sunt foarte, foarte simpatici. Așa, vreau să-i salut mai întâi pe cei doi prezentatori, Șerban și Ilona, Animalix și Zero. Nu vă văd, dar vă Nu sunt multe de zis despre Șerban decât că e așa de anost încât Ilona îi cască ochii. Mamă, dacă la asta ați făcut așa. Bun, de când e prezentatoare, Ilona a reușit să devină o voce în comedie, vocea fiind: Șerbane, îmi dai și mie vișina ta aia, că merge cu țipare să mă... Băi, Ilona are grația unei femei de la stat care își desface berea cu ultimii doi dinți. Știți, în fața bisericii. Râdeți acum, râdeți acum. Bă, dar nu, am emoții. Nu te văd, Ilona, dar am emoții. Așa puteți mereu că mă întâlnesc cu o ex care e prescurtarea de ex-oftalmică. Legenda spune că Ilona i-a văzut-o lui Bendac și de atunci a rămas cu ochii așa. Deci nu... Știați că Ilona atunci când strănută pune mâna la ochi, nu la gură? Bă, nu care avea ochii depărtați, dar Ilona la tenis nu întoarce capul. Sper să fie așa. Trecem și la juriu. O să încep cu Maria. N-am vrut să termin cu Maria pentru că aș fi fost tentat să fac o glumă de altfel ieftină, bazată pe un joc de cuvinte facil. La capitolul știați că exact așa au aflat ceilalți membri ai juriului că a intrat și Maria în juriu. Știați că... Bă, dar în primul rând a slăbit foarte mult Maria. Băi, bravo! A super slăbit Maria. Aplaudați, că poate... Bă, a slăbit. Ce nu înțeleg eu însă, cum să cântărești mai puțin și totuși să trage misiunea în jos? Te brăutăcioși, nu? Maria are și un stil vestimentar nou, îndrăzneț, asumat, dar când mi-a zis eu că Maria schimbă toaleta la fiecare episod, am crezut că înfundă WC-uri. Dar nu e, mă, nu. Maria chiar nu mai mănâncă, am văzut că noi am filmat cu ea, Maria chiar nu mai mănâncă ca înainte. Ea acum se screme doar când râde la masa juriului, se pare. Dar ăsta e scremun de productiv. M-am uitat doar la câteva bucățele din emisiune, dar la câteva momente de stand-up, dar am înțeles că rezultatul maxim pe care îl poate obține un concurent la voi este 4 de da și un dar. Corect? Pentru că doamna Maria pare mereu pregătită să strige darul. Bă, de când a venit Maria, masa juriului arată ca o masă a nașilor la o nuntă foarte progresistă. Unde căsătoria îi împară aia care mă frapează, oare ce-o fi? Băi, Maria, știi cum e, glume sunt glume, dar știi foarte bine că te respect, te apreciez și te cuprind. Pentru că acum în sfârșit aproape poți să te cuprind. Și eu pe tine. Doamne, ajută. Am primit aseară de zi un mesaj, mă uit, era Vio. Îmi pun ochelarii, nu, era poză cu Dan Badea. Dar nu arată așa, suntem răutăcioși. Chiar sunt contrariat de cum arată Dan Badea, pentru că, bă, cum să ai față și de bătrân bețiv și de bebeluș în același timp? Dan Badea pare că e înscris la colicii anonimi. Bă, la nunta lui, când l-a văzut preotul, a zis: bă, ăsta sigur îl cununăm sau îl scufundăm în ligheană acolo? La capitolul știați că actuala nevastă a lui a zis da din prima zi în care l-a cunoscut, pentru că a crezut că Dan stă în genunchi.
A făcut o alegere foarte bună când s-a apucat de stand-up, pentru că pe Dan Badea faptul că s-a urcat pe scenă l-a ajutat foarte mult. În primul rând să ajungă la aceeași înălțime cu adulții. Bă, acum serios, Dani, mi-e place foarte mult parcursul tău și mi se pare că cineva acolo sus chiar te iubește, care pentru tine poate fi absolut oricine. Știi cum sunt ca mema aia cu copilul ăla? I mean, deci... Știați că... Aia. Știați că unii oameni își scot două coaste ca să-și o poată... Alții rezolvă mai simplu, beau două sticle de vodcă. Alta-i trebuie lui Costel ca să spună că e cel mai bun la stand-up. Băi, și vorbește, frate, Costel e singur om care poate să vorbească peste el însuși. Costel, omul pe care îl admir și îl știu de la între show-uri și de la între veceu și perete, unde sfârșește la petreceri, de obicei. L-am văzut de atâtea ori mort pe Costel la stand-up și totuși o dădea super bine. De câte ori urcă așa pe scenă, titlul trebuia să fie Costel Revenire de Senzații. Știți ce au în comun Costel și gastroenterologul Mihai Bendeac? Amândoi fac bani de pe scaunul lui. Băi, da, pentru Costel acum e și în jurul la umor și că imaginez cum a fost treaba acolo. Practic s-a stricat Bendeac, nu a fost bani să iau bezi de schimb original, a venit un nea de la producție și a zis: nu, trebuie, domnule, locul original, că la ce costă mult, ce avem acolo, e gol. Costelizăm acolo așa un pic, care se costelizează imediat. L-avem pe Costel. Costel e o persoană foarte spirituală, e într-o organizație de oameni de aia care stau pe covorașe, invocă universul, salută soarele. Dar nu știu cum că face că Costel salută soarele și Teo și Viu să bronzează. Asta e glumă scrisă acum o lună, când are și amândoi. Mă rog, cum ziceam lui Costel, îi place să facă yoga, ezoterism, spirale. De-aia când a zis că lejeranul e un p*** de vin, a zis-o cu ochii așa, un pic pofticios. Nu știu dacă știați că, dar mă rog, mantra unui roast este "You only roast the ones you love". Așa că mi-a fost destul de greu să scriu despre Teo. Dar... mă, Teo e cazul clasic când capul trebuie să aleagă între păr pe el și bășii din el. Are tatuat pe gând semnul exclamării care spune: atenție, vocea agasantă. Măcar e ce vrea să ne avertizeze. Pe același model, Costel ar trebui să aibă semnul întrebării, pentru că e mereu derutat existențial, iar Viu ar trebui să-și tatueze un punct, pentru că e terminat. Bă, Teo e mereu comparat cu un patriarh și găsesc că e potrivit să arăți a preot când stai lângă unul care se crede Dumnezeul comediei și altul care face stand-up ca dracu. E de furt. Bă, până acum o trecut pe lângă mine. Bă, Teo a lucrat pentru o scurtă perioadă în publicitate, de unde creativitatea ta, asta ascuțită a lui. Un exemplu, clubul la care este copatron se cheamă Club 99, pentru că este un club și este la numărul 99. Și zic, bă, bine că n-are copii, pentru că ar fi botezat copil 1, copil 2. E un erudit în whisky-uri. Știe foarte clar care e diferența între 8 și 12 ani. Mă rog, astea sunt și intervalele la care scrie Vio câte o glumă nouă. Îl apreciez acum serios pe Teo pentru faptul că e un gurmand conesor, dar tinde să exagereze. E genul de om care, dacă ar merge la bordel, ar chema managerul pentru că găsește un fir de păr în... Așa zic. Am auzit cu urechile mele, spunând despre un local, servirea a fost ok, merlou cu 2 grade prea cald și când a venit Chișu, Chișu a fost oribil. Localul era Decu, iar Chișu era Dan. Asta era ca să Înainte să bea, Teo degustă vinul unde lung, îl plimbă prin gură, pentru că, spre deosebire de Costel, la el e singurul mod în care poate să umple singur palatul. Asta e așa. E pentru tine că poți așa strâta asta, aștepta. Mă rog, Teo e atât de pedant și de prețios că și dacă ar rămâne vreodată fără bani, el n-ar trage spiritul prin pâine, ca toți sărani, așa. Teo ar trage spiritul prin ciabata. Și dacă ar ajunge sărac lipit, Teo n-ar fi vai steaua lui, ar fi vai steaua lui Michelin, băi. Poți să mă simt jignit, Dane, de faptul că e aproape frumos? Păi este. Înseamnă că nu mă iubești. În sfârșit, prietenul și asociatul meu, Viorel Dragu,
comediantul care de când face televiziune și împarte viața între ștefăneștii de jos și audiențele de jos. Pentru toți, pentru toți. Viu e foarte pasionat de zodii, așa că îmi pare rău să constat că singurul lucru ascendent în cariera lui este Capricornul. Altfel nu-l judec. E normal să fii pasionat de previziuni astrale când rolul tău este să deschizi show-ul pentru două stele mereu. Apropo, bună decizie că ți-ai lăsat barbă. Și zic asta tot timpul. Vreau să faceți un mic exercițiu, să vă imaginați. Viu fără barbă arăta ca orice șofer de Supernova la Rămânere. Dacă imaginați... Băi, fără barbă, Viu avea fața aia de om care strânge așa bănuț cu bănuț să-și ia și el combina audio ca să poată asculta și el în sfârșit CD-ul ăla pe care l-a găsat la oglindă. Într-o zi. Ce duș rece la jurat! Judecând doar după față. Și cineva mi-ar spune că Viu deschide la Sala Palatului, a jurat că e portar la Sala Palatului și vă deschide la Viu dacă ești. Viu seamănă leit cu copiii lui, adică îl îmbracă nevastă sa. Și acum nu, acum îl vedeți, acum o duce bine, dar a fost o vreme în care era îngrijorat din cauza ratelor, pentru că mereu întârziau ratele care transportau lașii de la Buzău, de fapt. Dețin împreună cu el un brand de vin Lejereanu și Viu a intrat în afaceri cu vin pentru că era interesat să vadă cum se învechesc și vinurile, nu doar glumele. Am aflat împreună. În rest, na, ce să mai zic, când te asociezi cu cineva din Buzău, te aștept să iei plasă. Ce vorbești? Hai că o chem să nu mai aruncăm cu Viu, chiar un comedian de excepție, excepția fiind că în formula Teo, Viu și Costel, cred că e singura construcție în care cetra ai folosit la mijloc. Bă, dar să terminăm cu prostiile. În rest, eu chiar vă urez succes în sezonul 3, care sunt absolut sigur că se va produce. Pentru că știți cum se spune? Spectacolul nu se termină până când nu cântă Maria. Da, este o expresie în limba engleză. Dai să-mi dau ochii peste cap mult. Care spune... the show isn't over, ceva de genul, until the fat lady sings. Și eu vreau să-i spun, dar am făcut cu tot sufletul și fără nicio supărare. Mergeți da. Cu glumele dumneavoastră. La casă la tine! Frânculez. Vlad Cazino ți-a adus o enciclopedie de comedie.